Adina Risipitu vă prezintă știrile Mondo TV. Bună ziua și bun găsit la știri! Astăzi a avut loc deschiderea oficială a simpozioanelor studențești la Universitatea din Petroșani. Pentru elevii Colegiului Național Mihai Eminescu din Petroșani, astăzi a fost ziua fără ghiozdan și un nou local a fost inaugurat în municipiul Vulcan. Pe larg despre toate acestea, dar și alte informații imediat. Astăzi, sute de oameni l-au condus pe ultimul drum, pe cel care a fost rectorul Universității din Petroșani, profesor universitar dr. inginer Emil Pop. Trupul neînsuflețit a fost depus în cimitirul Mănășturi din Cluj. În cadrul Universității, pe lângă activitatea didactică, a ocupat și funcții în conducerea catedrei ca șef de catedră, în conducerea Universității ca prorector și rector. De asemenea, a fost director general în Ministerul Învățământului și membru al Academiei de Științe Miniere a Ucrainei. Cu siguranță și-a lăsat amprenta în multe minți și multe suflete ale studenților care i-a avut în decursul generațiilor și ale colegilor prin calitatea umană și profesională de care a dat dovadă pe tot parcursul vieții. La Universitatea din Petroșani a avut loc astăzi deschiderea oficială a simpozioanelor studențești. Evenimentul este dedicat studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la Universitatea din Petroșani, dar și de la alte universități din țară. Bună ziua, onorată conducere, stimați profesori și invitați și nu în ultimul rând, dragi studenți, și bine v-am găsit la deschiderea simpozioanelor naționale studențești. Astăzi avem deschiderea la simpozionul Geoecologia, zilele tehnicii studențești și studenți știință societate. Evenimentul a avut loc la Biblioteca Universității din Petroșani, unde reprezentanții de la toate cele trei facultăți au fost prezenți. În acest moment are loc deschiderea celor trei simpozioane studențești organizate de cele trei facultăți din cadrul Universității din Petroșani, și anume Facultatea de Științe, Facultatea de Mine și Facultatea de IME. Fiecare simpozion a ajuns la o ediție cu un număr însemnat. De exemplu, la Facultatea de Științe suntem astăzi la ediția cu numărul 20. În cadrul acestui simpozion au înscris lucrări studenți și masteranți de la Universitatea din Petroșani, dar și studenți și masteranți de la alte universități din țară. Ne bucurăm să-i avem alături de noi și elevi de la liceele din Valea Jiului. După deschiderea oficială, fiecare simpozion se va desfășura în spațiile universității pe secțiuni. Ne bucurăm să le putem oferi tuturor participanților o masă de prânz la cantina universității, apoi se vor continua lucrările pe secțiuni. Spre seară se va organiza în cadrul fiecărui simpozion o festivitate de premiere și împreună vom participa la ora 7 la o cină festivă pentru toți participanții. E o tradiție și în același timp o bucurie faptul că la universitate organizăm în fiecare an, cu excepția unui an de pandemie, aceste simpozioane științifice studențești. Noi le organizăm la nivel de facultăți și în cadrul facultăților pe domenii. Simpozioane care, pe de o parte, arată preocuparea studenților coordonați de cadre didactice în activitatea de cercetare, dar în același timp reflectă o mai bună cunoaștere între ei a studenților și o mai bună cunoaștere între studenții noștri și studenții din alte centre universitare. Chiar dacă în acest an nu au fost prezenți la fel de mulți participanți ca în alți ani, pe lângă cei de la Universitatea din Petroșani, au trimis lucrări și studenți din alte centre universitare ale țării. De regulă vin din
aproape toate centrele universitare, de la Iași și Suceava până la Oradea, Ploiești, București, Cluj. În acestea nu avem așa de mulți studenți, pentru că a fost un pic târziu anunțată această acțiune și, de asemenea, pentru că nu toți sunt convinși că pandemia aceasta a trecut. Ca atare avem mai puțin, dar faptul că sunt prezenți sau că au trimis lucrări, chiar dacă nu sunt prezenți, arată totuși o preocupare a lor pentru asemenea activități. Emoționați și nerăbdători, studenții au așteptat să-și prezinte lucrările pentru care au lucrat de-a lungul anilor. Se prezintă astăzi simpozionul la toate secțiile, toate facultățile și... O să prezint astăzi la secția mea construcții de mașini, sunt pe inginerie, anul 3, sunt și în comitet și reprezentant și așteptăm cu nerăbdare să prezentăm toți. Prezentările mele sunt pentru specializarea mea, construcții de mașini, organe, tot felul de ce ține legat de mașini. Astăzi pentru liceenii de la Colegiul Național Mihai Eminescu din Petroșani a fost ziua fără ghiozdan. Elevii au dat frâu liber imaginației și au folosit altceva în loc de ghiozdan. În primul rând, la propunerea Consiliului Elevilor de la unitatea noastră școlară, de la sediul liceal, întrucât e un trend internațional astăzi, e vorba de ziua nouă Backpack Day, în sensul că au propus la această activitate să vină cu caietele și manualele în alte, eu știu, recipiente decât ghiozdanul și rucsacul. După cum ați văzut, au tot felul de idei și pe noi ne-au amuzat și astfel de activități care, pe lângă faptul că stimulează imaginația, stimulează și spiritul de ilaritate, după cum vedeți, s-au distrat foarte bine astăzi din acest punct de vedere. Fie că și-au pus cărțile și caietele în saci de gunoi, mașini pentru copii sau chiar pe un uscător de rufe, fiecare dintre ei a ieșit din tipare. Astăzi ai venit cu roba la școală în loc de ghiozdan. Da. Păi ideea mi-a venit, vorbim cu prietenele mele pe apel și ne gândeam ce să ne luăm și a venit o prietenă de-a mea cu ideea de roabă și eu nu aveam. Așa că am zis să iau pe-a ei și de dimineață m-am trezit și m-am dus să iau la ea roabă. Este ziua fără ghiozdane în care fiecare vine cu orice altceva în afară de ghiozdan, lucruri cât mai inventive. Uscător de rufe pe care am agățat caietele și cărțile, fiecare ne-am inspirat de pe unde am putut, de pe internet, ne-am gândit noi, fiecare... Ce idee a venit, cât mai inventiv cu asta a venit. Am venit cu sacul de gunoi din cauza faptului că s-a organizat nou Backpack Day, din ce puteți vedea. Am vrut să avem ceva inovativ și m-am gândit să aduc ceva mai ușor de cărat, cu toate că pe Maxi a fost foarte greu să car, se uita toată lumea la mine, a fost puțin stânjenită, dar s-a meritat, ne-am distrat. Eu am venit cu o mașinuță pentru copii, pentru că mi s-a părut interesant să car cărțile după mine. Eu am venit cu coșul de gunoi pentru că am avut aseară am avut foarte mult de învățat și am văzut coșul ăla de gunoi și m-am gândit cum ar fi să-mi arunc caietele în coșul de gunoi, pentru că eram foarte nervoasă. Și da, așa mi-a venit ideea. Eu am venit cu colivia, a fost ideea tatălui meu și mă gândeam azi dimineața cu ce să vin și m-am amintit de colivie și vreau să zic doar că nimic nu e o idee proastă atunci când nimeni nu știe ceea ce faci. N-am avut nicio idee, pur și simplu mi-a spus prietenul meu, poftim ia casca, du-te și noi două ne completăm, e superb. Astăzi, școala gimnazială numărul 6 din municipiul Vulcan a găzduit proiectul Din inimă pentru oameni. Astfel, preșcolarilor li s-a oferit o consultație gratuită pentru depistarea eventualelor probleme oftalmologice. Astăzi, școala gimnazială numărul 6 Vulcan este gazda proiectului Din inimă pentru oameni din cadrul clubului Lions. Ne este de mare ajutor în efectuarea unui screening pentru copilașii de învățământ primar să descoperim, să depistăm precoce dacă cei mici au probleme de vedere. Specialiștii au făcut un screening fiecărui copil din învățământul primar pentru a depista dacă aceștia au probleme de vedere.
Ne bucurăm, în primul rând, ne bucurăm să facem parte din acest proiect de voluntariat. Noi facem teste, testăm vederea copilașilor. Avem un aparat foarte performant care ne spune dacă ei au anumite probleme. Și în urma testelor, noi le dăm recomandare la cei care au probleme să meargă mai departe la medicul oftalmolog. Recomandarea este ca medicul oftalmolog să facă consultul copiilor. Sunt anumite particularități de care trebuie ținut cont, pe care noi optometriștii nu le putem vedea atunci când facem consultul. Problemele care nu se rezolvă, mă refer la problemele cu ochii care nu se rezolvă atunci când copiii sunt mici, ei afectează pe tot parcursul vieții. De aceea încercăm să facem această prevenție. Prin acest proiect, peste 500 de copii din Valea Jiului au beneficiat de o consultație gratuită. Campania de screening oftalmologic se derulează prin Club Lions Petroșani Via Regis, prin proiectul Din Inimă pentru Oameni. Suntem foarte încântați că a fost o campanie mai largă și am fost în mai multe orașe din Valea Jiului, începând cu Petrila, Petroșani, Lupeni și acum la Vulcan, la școala numărul 6. Am încercat, după cum vedeți, să avem tot timpul grijă copiii să se simtă foarte bine și să fie mai mult decât un consult, să fie o experiență și o amintire plăcută de-a lungul anilor, dacă se poate. Și atunci am pus foarte mult accent pe tot ce înseamnă voioșie, răbdare cu copiii, tot felul de activități și mici cadouri. În cazul de față, la școala numărul 6, am primit un bilet pentru transport gratuit cu telecondola din orașul Vulcan. Sperăm că o să le facă plăcere, o să poată să meargă cu telegondola până în data de 1 iunie, gratuit în fiecare weekend. La acțiune a fost prezent și edilul municipiului Vulcan, Cristian Merișanu. Clasele gimnaziale de la Colegiul Național Mihai Eminescu din Petroșani au desfășurat astăzi o acțiune ecologică. Aceștia au plantat împreună cu cadrele didactice flori și copăcei în jurul școlii. Este un proiect pe care îl pregătim de foarte mult timp, cu mult interes și cu mult drag. Dacă copiii noștri, elevii noștri învață încă de mici, adică încă din familie și apoi în școală, că natura este bună, este darnică cu noi, același lucru facem noi astăzi, răsplătim natura. O mare parte din elevii școlii noastre, astăzi în această parte a școlii, au plantat magnolii. Concomitent cu această acțiune, într-o altă porțiune, o altă zonă verde, se plantează brăduți. În fața școlii se plantează flori și se pun căsuțe pentru păsărele. Deci, iată, ne învățăm copiii de mici să fie buni, să protejeze natura și să dăruiască, așa cum natura ne dăruiește nouă, să dăruiască și ei. De la clasa pregătitoare și până la elevii de clasa 8-a, fiecare dintre ei și-a pus amprenta participând la această activitate. Având lângă mine clasa pregătitoare, copiii au pus prima plantă, o magnolie, care sperăm că se va prinde și va da rod în timp. În jurul acesteia, copiii pe ciment își vor pune pălmuța, astfel încât peste ani și ani, când vor reveni în școala noastră, vor veni, vor vedea floarea pe care au plantat-o și își vor vedea palma, amprenta. Și cred că se vor bucura, vor face această revenire cu drag. Alături de clasa pregătitoare suntem extremele, suntem aici clasa pregătitoare și o clasă de a 8-a. Fie că au plantat copăcei și magnolii sau au montat căsuțe pentru păsări, fiecare elev s-a bucurat de această activitate. Am plantat o magnolie. Astăzi am avut o activitate de plantat magnolii, am plantat împreună cu clasa doamnei director. Mai avem una la clasa noastră și vrem să împrospătăm natura prin activitățile astea. Să sperăm că o să fie cât mai multe. Am venit fiecare clasă, am plantat câte un copac, câte un brăduț, am muncit în echipă și am reușit să plantăm fiecare câte un copăcel. Și cadrele didactice s-au implicat în această activitate alături de copii, pe care i-au îndrumat și supravegheat pe parcursul programului. Astăzi la școală am avut un proiect cu magnolii pentru plantarea magnolilor. Fiecare clasă a luat câte o magnolie și noi am încercat, noi știm că în viață omul trebuie să planteze un pom, să facă o casă și un copil. Noi am început cu copacul, ei vor avea rădăcinile aici și ramurile se duc în sus și florile.
Ieri a avut loc inaugurarea unui nou local în municipiul Vulcan. Acesta se intitulează Heaven Inn și aduce localității un aer nou internațional. Hai, Alex. Locația aduce un plus municipiului Vulcan și iese din tipare, deoarece conceptul de bază este cel internațional. Astăzi este deschiderea la Vulcan, fostul motel Oana, actualul Heaven Inn. Vă așteptăm cu drag la noi. Va fi diferit față de tot ce este în Valea Jiului. Avem un restaurant, o sală de evenimente, o terasă cu bar și să sperăm că va fi altceva față de ce e în Valea Jiului. Avem un master chef, Adrian Truță, care va fi cu noi o lungă perioadă de timp. Avem parte de terasă, cafenea, bar, restaurant și o sală de evenimente cu o capacitate de 200 de persoane, iar în curând sperăm să reușim să dăm drumul camerelor pentru cazare, părții de spa și așteptăm publicul, turiștii să fie ok, să fie altceva, mergem pe un alt concept, am schimbat un pic mentalitatea zonei, am schimbat începând de la meniu, obiceiuri și sper să reușim. Așteptăm publicul să ne calce pragul. La inaugurare a participat și edilul vulcănean Cristian Merișanu. Nu poate decât să ne bucure orice investiție nouă care apare în municipiul Vulcan. Din punctul nostru de vedere al UAT-ului a avut o sprijinul și are în continuare, mai ales că ne dorim ca municipiul Vulcan să devină stațiune turistică și un astfel de hotel, motel, plus restaurant și sală de nunți, chiar în centrul orașului, este binevenită pentru, atât pentru locuitorii municipiului Vulcan, cât și pentru turiștii care sperăm ca din această toamnă, iarnă, să vină număr cât mai mare municipiul Vulcan. Așa cum am spus, orice investiție nouă care apare pe raza municipiului nostru nu face decât să crească valoarea municipiului, valoarea turismului din zonă. Și suntem foarte bucuroși, felicit pe cei care au făcut această investiție. Este o investiție deosebit de mare. La nivelul Văii Jiului și poate chiar în județ nu am văzut așa investiție de amploare. Și cred că vor veni oameni din tot județul aici, pentru că va fi o zonă de relaxare și de desfășurare a timpului liber foarte importantă pentru ei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Rămâneți în continuare cu informațiile despre vreme. Să aveți un sfârșit de săptămână cât mai bun!